Ce acțiune desfășurați astăzi? Astăzi desfășurăm o activitate preventivă de informare a conducătorilor auto care se deplasează pe drumurile publice. Începând cu data de 12.10.2019, se modifică prevederea legală de sancționare a contravenției săvârșite de către conducătorii auto de manevrare sau utilizare a telefonului mobil în timp ce se deplasează la volanul autoturismului. Dacă până acum sancțiunea prevedea un număr de 2 puncte de penalizare, începând cu data de 12.10.2019, aceasta a fost majorată, se aplică 4-5 puncte de penalizare și ca măsură complementară, dacă încalcă o altă regulă de circulație, sancțiunea va prevedea și măsura complementară de reținere a permisului de conducere pe o perioadă de 30 de zile. Aveți idee cam câte accidente au fost produse în județul Ialomița ca urmare a utilizării telefonului mobil? Din fericire pentru noi, în această perioadă, vorbim de la începutul anului până în prezent, nu avem sesizate evenimente rutiere în care conducătorii auto, pe fondul nerespectării regulii de circulație, respectiv folosirea telefonului mobil, a încălcat o regulă de circulație și a produs un eveniment rutier. Dacă aveți două abateri, concurs de contravenție, duce la reținerea permisului de conducere. Adică folosirea telefonului mobil, plus centură, plus schimbarea direcției de mers, duce la suspendarea permisului de 30 de minute. Ce este campanii de prevenire și informare, în privire la folosirea telefonului mobil, da? Intră în timpul conducerii, da? Intră în vigoare după data de 12 octombrie, dar să știți că vorbitul la telefon cu conducerea la data de exemplu, nu puta centura sau nu aveți lumine, atrage reținea permisului de conducere pe perioada de conducere. Va fi informat de la mine că trebuie aduse o balanță de străbece, pentru modificarea au luat cel că 95-2012, din situația de drumurile publice. Deci, până data 12 octombrie, conducătorii auto vor fi sancționați cu amenzi mai drastice, cu amendă mai drastică, facem de 6-8 puncte amendă pentru folosirea telefonului mobil. Până acum era, până acum sancțiunea era de 2 puncte amendă, 2 penalizare, acum este 6-8 puncte amendă, 4 penalizare. Dacă în timp ce folosiți telefonul mobil să săvârșiți un comit pentru altă contravenție, aceasta atrage sancțiunea suspendării exercitării dreptului de a conduce vehiculul.